Salutare, națiune jucătoare! Salutare! Sunt aici cu Flori și facem încă o sesiune de Națiunea pe tablă. Astăzi mergem în Grecia Antică și vizităm insula Santorini. Da. Am măcar în joc, tot voi să ajungem în Grecia. Poate ajungem acolo și în realitate. Poate. Avem aici doi zei care se plictiseau și Zeus le-a dat un mic joc, ce că asta e povestea jocului. Serios, da? Da. Okay. Se plictiseau zeii și în loc să distrugă tot, a zis Zeus, hai uite, vă faceți un joc din Santorini, că construiești și distrug casele oamenilor, știi? Ce zei, domnule. Da, deci mergem în insule grecești și am făcut aici partea de setup. Da. Flori este prima. Ia, arată-ne, Flori, ce zeu ți-ai ales? Cronos. Să vedem. Și el este zeul timpului, care așa, spune ce? Da. Spune că dacă atunci când voi construi 5 domuri, câștig. Dar eu mi-am luat zeul războiului, pe nimeni altul decât Ares, care spune că pe, lângă muncitorul meu care nu se mișcă, pot să distrug o clădire, da, domnule, dacă mă supără cineva, fac praf. Deci pe cuvânt că nu a fost planificat. Mi l-am luat pe ăsta a fost care a fost mai powering sau destul de powering și am zis, aha, exact la polul opus. Deci nu știu ce baftă o să am. N-am înțeles bine așa în cuplu, a? Da. Unul construiește, altul distruge. Da. Iar atât omuleții, fiind albaștri ai lui, se văd mai bine detaliile. Mei sunt gri. Nu știu cât de bine se văd, dar putem să încercăm. Foarte drăguți sunt. Da. Și este politically correct. Avem un bărbat și o femeie. Un mic cuplu. Da. Vezi că tot jucăm noi doi în cuplu. Câteva despre joc, așa puțin și reguli. Este un joc care merge cică între 2 și 4 jucători, dar este mai bun în 2 jucători. Majoritatea lumea spune în 4 sau în 3 se joacă pe echipe. Dacă țin de minte, nu l-am încercat încă în atâția jucători. Ca idee, o să ne punem omuleții ăștia undeva pe hartă. Okay. Și pe fiecare tură ne vom muta, iar după ce te muți, trebuie să construiești. Și o să avem aici niște clădiri foarte frumoase. Vedeți că deja avem o hartă 3D cu insulița noastră, cu apă, muntele și sus unde se va construi oraș. De exemplu, dacă s-a mutat muncitorul meu aici, el va putea să construiască oriunde în jurul lui. Și întotdeauna la început construim baza, ulterior, dacă mai construim, o să punem nivelul 2, nivelul 3 și dacă vom ajunge vreodată domnul, dar deși nu vrei să construiești asta decât Flori vrea. Pentru că scopul jocului este ca muncitorul tău să ajungă pe nivelul 3. Când muncitorul cuiva a ajuns pe nivelul 3, a câștigat. Ca să ajungi pe nivelul 3, în schimb, trebuie să progresezi. Pentru că întotdeauna ca mișcare poți să te miști ori un spațiu în undeva adiacenție, poți să te miști un spațiu sus, doar un spațiu, nu poți să urci mai mult. Și poți să cobori oricâte spații jos. Adică eu dacă aș fi aici, aș putea să sar pe aici direct jos. Da? Deci de sărit ai voie oricâte spații. În schimb, de urcat poți să urci maxim un spațiu pe tură. Și ești întotdeauna obligat să construiești. Iar de construit poți să construiești la orice nivel cât timp este adiacent. Adică eu nu trebuie să fiu pe nivelul 1 ca să construiesc nivelul 2. De exemplu, muncitorul meu de aici poate să se mute aici să facă deja nivelul 3 aici. Nu știu de ce aș vrea să fac chestia asta, dar poate să facă lucrul ăsta. Ca să pun eu dom. Exact. Deci conceptul de bază este, trebuie să urcăm la nivelul 3, trebuie să ne mișcăm să construim și zeii schimbă puțin jocul. Pentru că, după cum am spus, noi trebuie să ajungem pe nivelul 3 să câștigăm. În schimb, zeul lui Flori spune că dacă ea ajunge, sau mă rog, noi ajungem să construim 5 tururi complete cu tot cu dom, atunci ea câștigă jocul. Iar zeul meu spune doar că distruge și atât. Dar ai spus că poate distruge doar de lângă muncitorul care nu se mută. Care nu se mută și să nu aibă dom pe el. Exact, da, corect. Pe ea, pe clădire, da. Pe deci nu am voie să distrug dom. Okay. Și o să vedeți de ce în timp ce jucăm. Bun, suntem gata? Da. Eu am câștigat, trebuie să spun. Am jucat de două ori și am câștigat ambele dăți, cu și fără zeu am jucat. Dar să vedem dacă pot câștiga și de data asta. Când filmez, știi cum e. A treia oară cu noroc? Da, m-a bătut de două ori, deci trebuie să recunosc, și cu zeu și fără zeu m-a bătut. A treia oară e cu noroc pentru el. Puneți muncitorii, băi. Și hai să începem. Bine, și eu o să fac unul aici. Și de asta se zice mai la colț, n-a fost fată cu minte, o punem mai în colț acolo. Mâinile la spate. Te rog, poți să începi. Așa. Dar vezi ce interesant că muncitorii tăi la bază au cărămizi, iar muncitorii mei la bază au lemne. Oare casele tale sunt de cărămide și ale mele de lemne? Adică ce naiba? Eu sunt mai înapoi puțin. Da, uite, vezi? Ar fi la fel. Nu.
ba da, am și cărămizi. Eu mă uitam pe altă parte. Da, au și cărămizi și lemn. Sunt 3D. 3D, te uiți peste tot. Bun, o să vin cu fata asta aici și o să construiesc și eu, o să încep să îmi clădesc o mică casă acolo. Nu pot să-mi folosesc abilitatea mea pentru că nu este nicio clădire din jurul pionului ăsta. Nu. Ba da. Ok. Deja te-ai gândit, am înțeles, tu vrei să urci la 3 nivel, nu, pe zi așa. Păi da, aș vrea. Punem așa aici și facem o căsuță aici. Am uitat ceva, deci da, într-adevăr, când unul din personaje, din omuleți, ajunge la nivelul 3, adică urcă, atunci poți câștiga. Deci nu e neapărat nevoie să fac 5 domuri. Nu, nu, nu. Tu ai practic două condiții de victorie. Okay. Asta îți dă zeul tău. Zeii schimbă foarte mult jocul. Chiar am spus că o să-i fac un review la jocul ăsta și am zis că zeii în general sunt interesanți, dar sunt câțiva zei overpowered. Jocul deja spune că tragi atât zei cât jucători sunt și în ordine primul jucător alege unul, altul rămâne cu celălalt, dar noi facem de obicei cu 4 din care alegem 2 pentru că unii tind să fie puțin prea overpowered. Da, da, deci a fost unul care mi s-a părut mult, adică deja încep să ocup toată planșa și nu mi se pare că faci tot, da. Ai inclusiv zei care omoară muncitori, ceea ce mi se pare, adică te scoate practic din joc. Da, da, deci nu mi s-a părut. Ok, deci tu te-ai mutat aici. M-am mutat de aici aici. Și ai construit și acolo. Construit acolo, da. Ok, bun, eu o să-l mut pe... Să-l mut pe băiatul ăsta aici. Și o să fac aici o mică clădire. Și aș putea să mă folosesc de abilitatea zeului meu ca să fiu un nașpa, să distrug baza aia, dar nu vreau să fac asta momentan. Aștept să se mărească orașul! Uitați-vă la el, uitați-vă ce față are, adică parcă zice hai, construiește ca să-ți distrug, construiește ca să-ți distrug! Dar nu voiam aici. Are cioc ca mine, vezi? Ai făcut nivelul 3 acolo, da? Am făcut nivelul 3, dar nu e o idee prea bună. N-am gândit-o prea bine. Oricum nu poți să urci momentan acolo. Exact. Așa că eu o să vin și o să construiesc o căsuță aici. Și vreau să distrug ceva de acolo? Nu vreau să distrug momentan. O să-mi folosesc puterile de distrugere, doar așa, știi, ca să simți cum se duce victoria, știi? Să știi că faci pasul ăla. Pun aici și pun un domn. Un domn? Un domn! Am zis domn? Am înțeles că pun un domn. Am vrut să zic domn. Da, corect, pe dintre ajută și asta. Și eu nu pot să distrug domuri. Ce prost am jucat. Trebuia să distrug direct aici. Stai o bucățică. Stai că am unul deja, abia. Se fac rapizi. Se fac rapizi. N-ai nicio treabă. Bun. Eu mă urc aici. Și fac o clădire aici. Este tura ta. Ți-am zis că trebuia să le iau pe Hermes. Cred că aveam de ales și cred că Hermes era unul mai bun. Că Hermes spunea că dacă nu mă urcam sus sau jos, puteam să mute ăștia ai mei oricâte spații să construiască, să construiască odată. Dar oricum tu poți să-mi luăm... Da. S-a sunat ora 5. Mă scuzați, este alarma mea. Gata, a trecut ora 5. Ați avut parte și de mini-jurnal, ca să zic așa, telejurnal. Este ora 5. Da, deci m-am mutat eu, am urcat, nu? Da, și construi nivelul 3 acolo. Ok, bun. N-aș prea vrea să-ți dau ocazia să pui dom, dar nu prea am cum pentru că n-am muncitori acolo. E tricky abilitatea lui ăsta. E foarte, foarte tricky. Ok, eu o să mă mut aici. Și o să pun un de-asta aici. O să încerc să te bat la cursă de a ajuns la nivelul 2. Nu știu dacă să-mi iasă, dar eu o să încerc. Aparent, în jocul ăsta cel puțin, Ares este un joc, un zeu pașnic. Zice de... da, ai zis de el. Celălalt zeu ce făcea. Da, de Hermes, da. Cred că era o alegere mai bună. Eu luam încă nivelul 3, adică ca să vezi, credeam că sunt în urmă. Deci mai ai încă 3 și câștigi, a? Ce urât! Ce urât!
s-ar putea să... Știi cum este? Încerci să-ți clădești tu un imperiu. Un imperiu când altul deja urcă treptat spre el, știi? Păi, cam spre treaba asta mă duc. Că cu tine tu ești periculoasă cu domurile tale, vrei tu să arate Santorini frumos. Dar uitați ce, deci nu știu, mie jocul ăsta mi se pare că arată foarte fain, așa, știi cum se construiește el 3D. Pare drăguțel. Și e chiar foarte simplu, merge rapid, are reguli simple, deși la început e bine, am observat, e bine să jucați fără zei câteva jocuri, că poate să te facă să, adică schimbă puțin regulile de bază, practic. Deci dacă eu pun aici trade-ul cu ea, poți să... Poți să distrug nivelul 3, da. Dacă ea nu se miște, eu o să pot să distrug nivelul 3. Nivelul 2. Ok. Ce să facem noi? Ce să facem noi? Păi mă mut aici. Și dacă fac nivelul 3 acolo, tu pui domn direct și nu este bine pentru mine. Să facem așa. Uitați-vă cum crește orașul meu! Deci eu pot acum să urc aici și pun unul de 2, la nivelul 2 și tu cu ea poți să-mi... Da, pentru că ea nu se mișcă, eu la finalul turei mele pot să distrug o chestie din jur care să nu fie domn. Uh-huh. Am lăsat-o pe fată să fie aia războinică, știi? Xena, prințesa războinică. S-ar putea ca tu să mă bați. Tu, fata mea, stai acolo cu o suliță în mână și păzești clădirile din jurul tău să nu dea țipenie de om să facă... Ia uite, avem un fir de păr care crescuse în Santorini. Ok, te-ai mutat aici? Am mutat aici și fac și eu de nivelul 1. Aici. Dacă stați să vă gândiți, jocul ăsta este destul de trist, pentru că oamenii ăștia săraci sunt niște sclavi care construiesc pentru plăcerile zeilor, ca zeii să vină să distrugă și ei să înceapă să construiască la loc. Pentru că asta e ideea jocului. Ei construiesc un oraș, orașul ăla când termin jocul se distruge și începe altul. Li se dă mâncare? Li se dă băutură? Băi, nu știu, întreabă-i. Parcă am slăbiți, așa, nu știu să zic, cam micuți, cam malnutriți. Deci tu ai făcut aici, da? Tricky, tricky. Vin cu nenea asta aici și punem un nivelul 2. Era să zic, uite mă, nu mai avem nivelul 2. Avem aici steașul nostru de clădiri. Nu prea am gândit-o eu. Câte materiale de construcție au oamenii ăștia? Și n-am cum altfel să mă mut. Mă duc aici, pun nivelul 1, că dacă pun nivelul 3, va urca el la nivelul 3 și nu e te rog, bună. Te rog, pune nivelul 3! Uite, vezi? Asta nu face nimic, mama lui! E, nu, păi da, dacă eu trebuie să te blochez pe tine, să pun domn, eu practic te ajut pe tine să câștigi, este o putere foarte stresantă. Dar tu nu ți l-ai folosit deloc și asta mă surprinde, știi? Nu l-am folosit deloc, pentru că mie să nu mă încurc nici pe mine, știi? Cam asta este ideea. Că mă pot încurca pe mine însumi dacă îmi distrug clădiri care ar fi un potențial câștig. Înțeles. Eu vreau să aștept în cazul în care tu pui nivelul 3 și eu nu mă pot folosi de asta, să pot să distrug nivelul 3 cu abilitatea mea. Sulița lui Ares are un plus 3 versus nivelul 3 la clădiri. Dă mult mai bine nivelul 3. Nivelul 1 nu dă așa. Și nici 2? Nu. E cam boantă pentru, nu știu. E nivelul 3 e mai fragil, știi, nu se pune atâta materiale acolo. Nu. No. Pun aici. Eu? Și m-aș face aici. Mă. Tu vrei să mă ofentezi. Te simt. Punem și noi nivelul 2 aici. Fata mea sărăcă a rămas acolo între clădiri și se mai vede. De fapt, asta este interesant, că probabil acum e joc, cred că trebuia să fie aparatul mult mai sus. O să vedeți muncitorii de pe clădire aia care sunt între clădiri, nu o să-i vedeți prea bine. Putem să facem așa, știi, ca să vedeți că mai sunt niște muncitori pe acolo. Dar nu mai vezi pe ea. Acum mi-a stricat viziunea. Acum nu-ți mai vede, acum nu-ți mai vede ăsta al tău. Dar se vede fetița, să lăsăm așa. Și a ta? Păi, le arătăm oamenilor din mai multe unghiuri, vedem, ia uita ce frumos, dar acum nici eu mai știu cum mă uitam. Tu ce ai construit? Ăsta, nivelul 3 aici, nu?
taică s-a dus aici. Firar, și n-am cum să-ți construiești acolo. Ta, ce urât. Da? Asta este urât, să știm. Este foarte, foarte urât. O să o facem pe fata aici. Și construiești unde? Și construiesc, uite, aici. Nu. Bad. My God, trebuie să fac nivelul 1 aici? Sau aici? Aici. Pac, am aruncat acolo o clădire. Joacă zei Tetris cu Santorini. Și s-a dat aproape de victorie. Dar atât de departe! Încă două domuri. Nu ești chiar atât de departe, ești mai aproape decât mi-ar plăcea, sincer. Mai vedem noi. Nu că pot să vii acolo. Stai să înțeleg, ăla care nu este mișcat ăla sau care nu se mută. Sol? Ăla care nu se mută, ăla poate să distrugă. Ok. Ăla poate să fie destructiv. Ok. Încet, încet, clădirile mele se ridică! Cred că am focusat foarte mult pe partea asta a Santoriniului și partea de aici din spate, am cam ignorat-o. Nivelul 2. Așa zici tu, a? Băi, ce mă super tu că ai venit aici prea aproape, prea în sânul meu, ca să spun așa. Prea în sânul civilizației mele și orice mutare aș face, dacă cu nivelul 3, te las pe tine, pe urmă, să pui dom. Și nu-mi convine. Cum să te împiedic eu să faci asta? Zic cu voce tare strategia ta. Da. Clar o să fac chestia asta. Mutăm pe fata asta aici. Sâc. Na. Și mai bine. Și mai bine. Perfect chiar, nu? Mhm. Încă băiatul ăsta aici, știi? Hai mă, hai. Care e nivelul 3? Hai. Că stau să-l dărâm acum. Hai, fă un nivelul 3. Fă. I dare you. Încă două domuri și simt cum muncitorii mei vor fi dezamăgiți. Nu e bine să plec de acolo prea mult. Ai mie ar trebui să începi să cânte. I'm blue, da-ba-di-da-ba-di. Nivelul 1, te rog, mai avem o singură... Oh, mai scoatem din pungi, nu-i problemă. Nu se pune problema de așa fel. Și tu ai plecat de acolo. Ok. Așteaptă până la nivelul 3, nu e bine să demolezi acum, că nu e bun. Nivelul 1? Da, slăbuț. Nu vrem să demolăm așa de devreme, mai lăsăm să mai aibă și oamenii casă. Mă pun aici și pun nivelul 2 aici. Mă, e plin de nivelul 2. Ok. That's so sad. De ce? Ia să te văd. Îți stric. A, nu, că la sfârșitul turei mele doar, după ce se mută. Ai răbdare! Și construiești ce? Eu încerc să fug de tine, mă, și nu mă lași. Uite cât de mare e orașul ăsta din Santorini și nu pot să scap de tine. Hai, distruge ce vrei să distrugi la sfârșitul turei. Vezi, își aduc aminte cât de drăguță sunt, îi aduc aminte că vrea să-mi distrugă ceva, ce tocmai am construit. Să-l apeși pe masă. Că uite cum face aparatul. Trebuie să ține mâinile de pe masă. Mâinile în aer. My hands in the air like I just don't care. Cine știe filmul, animația.
Și doar că îi face vocea la Sheldon. Sheldon well, Cooper. Well, well, what can I do? Cause there's not much that I can do. Așa. Și? Și? Și ce construiești? Nu contează că mă distruge. No! Yes! V-am zis că o să câștig în pana mea! Așteptam, eram zis, serios? Ai vrei să te las? Nu. Că știi, mai atras atenția. Nu, 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 am făcut mutarea. Am zis că o să pierd, adică nu se poate. I-am zis mai devreme că trebuia să filmez când am câștigat. Câștigasem atât de frumos. Erai foarte, adică eu am crezut că o să construiești aici nivelul 2 și sincer după aia era atât de greu pentru mine să te bat. Adică ăsta clar nu trebuia să se miște, că trebuia să stea să distrugă tot ce construiești tu. Păi n-aveam punct, cum să fac acolo nivelul 2? Aici, mă, da, tu poți să construiești o rundă în jurul tău. Păi tu te-ai mutat aici, de aici, aici. Și poți să construiești aici. Trebuie să construiesc acolo, corect. Dar îți mulțumesc, fata mea aștepta să se urce pe podium, așa că e acum victorioasă. Cam asta a fost. Da. Sunt câștigător. Măcar acum am câștigat și eu. În rest, Flori m-a avut de două ori, așa că felicitări mult, Flori. Bine, bine. Ai jucat foarte bine, de data asta cred că ți-am zis. A fost o neatenție din punctul tău de vedere. Cred că asta a fost singura chestie. Voi mă credeți că am câștigat off camera? Adică, sincer, dacă nu ai dovada, nu te crede. Thumbs up dacă credeți că Flori a câștigat două meciuri off camera, ca să spun așa. Da. Ce părere ai avut despre joc? Spune-le oamenilor care este părerea ta despre Santorini. I'm not a woman of many words. Da, e foarte drăguț. Din punctul meu de vedere, mai ales datorită zeilor, îți pune puțin mintea la contribuție și te pune oarecum să creezi o strategie. Îl schimbă dacă folosești zeii, că poți să rămâi fără zei, să joci simplu. E drăguț, da, într-adevăr, tu o să zici, nu știu, probabil de cum arată, că eu nu sunt foarte expresivă acolo, dar e drăguț, nu știu, nu mă dă pe spate. Flori de părere că a avut, că arată ok, dar nu a avut jocuri mai bune. Da, recunosc, probabil sunt jocuri grafică mai ok, dar mie îmi place cum arată din simplu motiv că n-am jucat foarte multe board game-uri 3D. Și, nu știu, e așa o satisfacție, parcă când vezi, încep de la o hartă plată, care nu are, mă rog, e 3D deja, dar e plată, și după aia vezi cum crește orașul în timp ce construiești, tu știi, parcă chiar ai impresia că, hei, am făcut ceva, știi? Da, e ok. În momentul în care l-a luat, îl văzem în cutie, e 3D, construiești 3D și zic wow, wow, mișto. Și după aia, de fapt, e deja 3D, știi? Adică, fără să fără ceva diferit. Da, uite, construiești nivele la clădiri. E drăguț, da. E interesant. Tu ce părere ai despre joc în sine? Am zis, în primul rând îmi place cum arată și mai ales când ajung oamenii sus pe clădirea ta așa fain și cum se uită de sus în jos la restul. E un joc... cu reguli simple, nu vă aștept, adică nu e foarte complicat, dacă ar fi să-l compar, de exemplu, Seven Wonders Duel, Seven Wonders Duel îmi place mai mult pentru că are mai multă strategie, te pune mai mult să gândești, dar în simplitatea lui și cu regulile simple pe care le are, îți dă destul de mult de gândit, pentru că e chestia, trebuie să te gândești, ok, ce mișcare pot să fac ca să-mi câștig eu avantaj, dar să nu-i dau avantaj oponentului. Mm-hmm. Fiind harta atât de mică, este destul de greu și având fiecare doi muncitori, este destul de greu să te desparți atât de mult de grup, practic, încât să zici, aici am construit propriul meu regat, nu o să fiu deranjat de nimeni și o să câștig. Da. Și atunci mereu trebuie să te gândești, ok, dacă mă mut acolo, fac asta, dar nu cumva ajut și pe oponent? Gen! Da, exact, știi? Exact. Da. Iar ce ziceai tu cu zeii, sunt de acord, mi se pare că zeii schimbă foarte mult jocul pentru că îți schimbă conceptul asupra jocului. Tu știi, ok, trebuie să ajungi la nivelul 3 ca să câștigi, dar stai că vine zeu Cronos care îți spune, păi nu, fii atent, câștigi și dacă faci 5 domuri, adică poți să încerci să faci oraș spre domuri. Sau vine zeu Is care spune, băi, nu construiești toată pe tură, uite, dacă nu-ți muți muncitorul ăla, construiești de 3 ori pe tură. Și tot așa, deși, exact cum am zis, sunt unii zei care mi se par puțin overpowered. Aș vrea să joc o dată cu ei, să văd cum iese, dar mi se pare că parcă power level-ul e puțin cam mare față de alții, care sunt ceva genul... Cred că este în regulă să ai un zeu care este overpowering dacă și celălalt are la fel. Deci să nu fie o discrepanță prea mare între zei, pentru că atunci nu e ok. Că spune tu de un zeu care îi poate da oponentului unul din jucători afară. Da. Ceea ce nu mi se pare în regulă dacă tu rămâi cu unul și știi? Deci trebuie să o gândești puțin înainte. Da.
rămâne de văzut, n-a apucat să încercăm toți, uitați-vă aici ce înseamnă cât zei sunt. Deci jocul vine cu extrem de mulți zei, gândiți-vă că jucați cu 2 zei pe meci, 1 cu 1. Ca să nu mai spun că jocul, cel puțin variația de Kickstarter pe care o am eu, vine și cu extensie, The Golden Fleece, care adaugă încă câțiva zei, mai schimbă niște reguli la joc. O găsiți în comerț doar vândute separat. Jocul ca idee îl găsiți la magazinele de board games din București, se găsește în comerț, nu știu dacă îl mai găsiți acum, dar a fost, știu că s-a vândut destul de repede, a fost foarte mare hype-ul cu jocul ăsta. Bun, cred că am zis ceva, am de zis, tu mai vrei să mai zici ceva? Dacă aveți vreo recomandare, ceva ce ați vrea să vedeți, că jucăm, că facem un PlayStation? Joc în doi, sigur, da? Sure, puteți sau să ne lăsați. Sau chiar și de mai mulți, scuză-mă, da. Chiar și de mai mulți jucători, dar poate fi jucat în doi, cu mare drag. Lăsați un coment below, ca să zic așa. Și ca întotdeauna, dacă v-a plăcut, ia un like înainte. Share și subscribe. Da. Și până data viitoare, națiunea se... joacă! Salutare, oameni buni!